este berea artizanală Bârlog, o gură de altceva. Din Cluj-Napoca, pentru toată țara. A treia cale astăzi, așa cum v-am promis, n-am apucat să vă spun foarte mult, ora și de dimineață. Astăzi vorbim cu 3-4 guvernatori, încă numărul e indecis, și cu unul dintre cei mai tari ghizi din Delta Dunării, aflat evident unde, în altă parte, în Delta Dunării, Iliuță Goian. Acum stabilim legăturile. L-am în studio pe Mălin Mușetescu. Salut! Mălin a fost guvernator în ce perioadă, Mălin? 2017-2019. 2019. Îl avem pe telefon de la Bruxelles, nu-i așa, Virgil Munteanu? Da, sigur. Salut. Da, bună ziua. Salut, Virgil. Bună ziua. Salut, Virgil. Virgil, în ce perioadă ai fost salut, guvernator? Între 2005. Pe 2000 și 2005. Liviu Mihaiu aici, gazdă a emisiunii, între 2008 și 2009, 5 luni, unul dintre cei mai scurți guvernatori din istorie. Quickshot. Da, Quickshot. Și o așteptăm să intre, dacă poate, fiind într-o ședință la Ministerul Fondurilor Europene, pe Atena Diana Groza, actualul guvernator al Deltei Dunării, cu care Virgil s-a aflat în concursul pe care acum 2 ani l-au inițiat cei de la USR Plus. Am zis astăzi să vorbim despre Iliuță, ne auzi? Da, vă aud, salutare tuturor. Salut, Iliuță, unde ești acum? La Tulcea. La Tulcea. Iliuță este cel pentru care cei care au ascultat Gherila, este cel cu care am organizat expedițiile din Delta Dunării, cu care le vom organiza și anul ăsta și la anul, de pe descoperedeltadunării.ro. Așadar, oameni care au stat în baltă, Iliuța are 18 ani din baltă, noi avem și noi destulă baltă la activ, Virgil Munteanu e unul dintre oamenii care cei mai vechi pe slujba asta, în meseria asta și în problemele Deltei. Tu acum, Virgil, ce faci la Bruxelles? Păi ce am învățat, adică lucrez ca și expert atras pe problemele de biodiversitate, în strategia de biodiversitate a Comisiei Europene 2030, în Green Deal și așa mai departe. Foarte frumos. Bun, să începem ușor așa ca la școală, să definim cele mai, hai să zicem, importante 3-5 probleme ale Deltei. Problemele structurale ale Deltei, ale acestei rezervații care s-a înființat în 1990-91 și care de atunci are totuși de înfruntat nu numai pe politicienii locali și cei de la București, ci și problemele pe care regimul Ceaușescu le-a lăsat, toate concesiunile agricole și piscicole, pe care toată industrializarea pe care a trebuit și ne-am luptat fiecare dintre noi să o minimalizăm, să o resetăm, să o transformăm într-o biodiversitate a Deltei Dunării. Deci, aș începe cu Virgil, pentru că e decanul de longevitate al acestei funcții. Virgil, care sunt problemele cele mai mari, 3, 4, 5 probleme pe care poți să le definești tu ale Deltei Dunării? Sigur că veți auzi și foarte multe povestiri cu braconieri, cu oameni politici, cu polițiști, cu sepepiști, cu sereiști. Stați pe post că o să vedeți, auziți și povești de groază, nu numai simpozion despre Delta Dunării. Te rog, Virgil. Da, mulțumesc. Deci, care să fie problemele pe care le văd așa desprins de vreo 16 ani din structura administrației rezervației biosferei Delta Dunării? Prima pe care o văd de multă vreme este cea a inexistenței unei viziuni privind Delta.
Cine se dorește să se facă cu această rezervație? Că există mai multe posibilități. Una dintre ele este chiar să se desfințeze, că asta nu mai deranjeze pe nimeni. O altă ar fi să se facă o viziune, așa cum se fac așa aceste planuri, da, după cum vedem. În planul de management, planul de management nu conține totuși o viziune. Și... Nu conține o viziune, planul de management. Planul de management este un lucru care a tot fost schimbat fără să ai o viziune. Eu vorbesc de o viziune, să zicem, următorii, să zicem, 2050. Eu nu voi mai fi, probabil mulți dintre noi nu vom mai fi, dar vorbim de o viziune 2050. Cei care vor fi, însă, vor trebui să o aibă, această excepțională zonă naturală a Europei, să aibă niște condiții satisfăcătoare, cel puțin. Deci această viziune nu există. Bun, lipsește viziunea, că la noi oricum lipsește și proiectul de țară, dar mi-e o viziune pe o rezervație de o asemenea importanță. Bun, asta e viziunea. Doi. Scuze. Un alt lucru legat, strict de acest lucru, este de această viziune, este finanțarea. Finanțarea la care nimeni nu se gândește. Acum se folosesc niște fonduri de pe la Ministerul Mediului fără a se gândi că există niște potențiale finanțări extraordinare în această conjunctură a anului 2021, pentru strategia, pentru biodiversitate, pentru Green Deal și așa mai departe, pentru care Delta Dunării ar fi teritoriul excepțional unde să fie atrase și implementate. Ar fi a doua. Te referi la IT? M-aș putea referi la asta, IT. Asta, te putea referi și la IT. M-aș putea referi și la IT, dar care în exercițiul bugetar 2014-2020 a fost deviat cu totul, cu toate că în acordul de parteneriat între Comisia Europeană și Guvernul României se menționa că fondurile din IT vor fi folosite exclusiv, și scrie cu bold în acest document, în acordul de parteneriat, vor fi folosite pentru rezervația biosferei Delta Dunării. Da? Banii au fost deturnați și hai să spunem, Virgil, că lumea poate nu știe, către ce au fost luați banii ăștia, că e foarte important. Asta continuăm. Podul Brăila-Tulcea, excepțională realizare, un lucru extrem de util. Dar de ce să fie finanțat din fonduri destinate rezervației biosferei Delta Dunării? Da. N-am răspuns la ce părere are comisia pe acest subiect. Și multe altele, reparații de biserici și așa mai departe. Gaze, apeducte, care n-au legătură cu rezervația Delta Dunării. Da. Care n-au legătură. Da? Virgil, nu au legătură cu Delta Dunării, dar au legătură cu un dicton care face supremația în Delta Dunării. Adică, e o întrebare, de fapt. Ce e mai important, omul sau pelicanul? Am auzit-o de sute de ori cât eram guvernator. Toți am auzit-o. De 1000 de ori, da. Bine, asta este o întrebare filozofică deja. Eu, în momentul acesta, dacă ar fi să dau eu un răspuns, aș spune că... sigur că egalitate, ar trebui să existe o egalitate. Dar atacurile în momentul acesta nu sunt atât asupra oamenilor cât asupra pelicanilor. Da, reducerea habitatelor și așa mai departe. Da? Bun. Bun, mai departe. Te ascultăm, Virgil, ca să faci tu introducerea. Noi o să venim și noi cu experiențele noastre, evident. Te ascultăm. Legat de această problemă a finanțării, eu vreau să vă aduc în atenție un lucru de care toată lumea vorbește în România, mai puțin cu ce s-a alocat în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru rezervația biosferei Delta Dunării. Da? Vorbim de trei proiecte. Sunt trei proiecte care vor fi finanțate. Niciunul dintre ele nu va fi finanțat din granturi, din capitolul de granturi. Toate vor fi finanțate din împrumuturi în ultimile tranșe de împrumut din acest PNRR. Dar țineți-vă bine, aceste proiecte care vor fi finanțate pentru rezervația biosferei Delta Dunării sunt, așa cum spuneam, în număr de trei. Primul este tăierea vegetației acvatice de pe 100 de hectare în lacurile Uzlina și Fortuna. Aolea.
tăierea vegetației acvatice pe 100 de hectare de luciu de apă. Bine că nu și-au propus asfaltarea acestor lacuri. Va urma în curând, pentru că jumătate din Fortuna este colmatată. Da, corect. Numărul 1. Numărul 2, era vorba de un sistem de monitorizare a sturionilor, pentru care Uniunea Europeană, sau mă rog, Comisia Europeană a finanțat deja alte două proiecte, tot pentru monitorizarea sturionilor, unul este chiar în implementare în momentul acesta, și al treilea este de a construi 10 centre de informare turistică în Delta Dunării, în rezervație. Punct. Pentru astea, trei proiecte sunt esențiale pentru rezervația biosferei Delta Dunării. Da? Da. O ironie mai mare nu se putea. Da. Se vede că e făcut de pe genunchi de niște nespecialiști de la Consiliul Județean. Alte probleme, Mălin. Și aici intervenim cu toți în discuție, evident și Iliuța, că și el e guvernator alături de noi de atâția ani. Am lucrat cu el și știe foarte bine balta. Așa că e discuție liberă. De acum puteți să interveniți ca într-un talk show de televiziune. Aici ar trebui să spunem că Mălin a adus Virgil în discuție gheolul Fortuna. După părerea mea, gheolul Fortuna este cel mai frumos, sau a fost cel mai frumos gheol din Delta, cu potențialul turistic cel mai mare. Pe vremea lui Ceaușescu exista un canal care se numește Crânjeală pe lângă Maliu, care aducea apa direct care aducea apa direct din Dunăre și care colmata într-un ritm rapid acest frumos gheol. Virgil, cât a fost guvernator, a făcut un pas curajos și a obturat aceste canale. Erau mai multe până Delta care, după părerea specialiștilor, nu făceau altceva decât să distrugă aceste complexe lacustre, pentru că aduceau direct, nefiltrat, apa din Dunăre, care depunea rapid suspensiile și colmatarea lacurilor. Și tulburau și apele, alungau peștii. Bun. Da. Virgil a făcut niște dopuri, așa le numim noi, practic niște diguri din, cu piatră, care au obturat aceste canale și le-au rupt practic de sistem. Ani mai târziu a avut un guvernator care, probabil din intenția de a avea cât mai multă priză electorală, pentru că a și devenit parlamentar după mandatul de guvernator, a deschis acest canal pentru a crea un acces mai rapid pescarilor din Tulcea să intre în gheolul Fortuna, care e de fapt tradițional un gheol în care se pescuiește de la Mila 23, în niciun caz de la Tulcea. Dar, repet, a fost clar o intenție electorală. Evident că, distrugând ceea ce Virgil a făcut cu ani în urmă, acest proces de colmatare al gheolului a fost reluat. Astăzi, din momentul, deci, canalul ăla a fost din nou săpat, adâncit, ca să existe acces, cred că în 4 ani de zile, în 5 ani de zile, jumătate din Fortuna este colmatată. Să vii acum și să zici că vrei să tai iarba subacvatică, da, din cea mai rămas în jumătatea cealaltă, mi se pare o clar că e vorba de nespecialiști. Evident. Adică asta e. Hai să definim și alte probleme. Braconajul, n-am auzit de braconaj. Braconajul este generalizat, pentru că braconaj înseamnă nu numai să pescuiești electric sau cu plase monofilament sau fără autorizație. Braconaj înseamnă să eludezi legea ca pescar, adică să folosești mai multe plase decât îți permite legea, să te duci să pescuiești în zone interzise și așa mai departe. Și în ultima instanță să declari întotdeauna mult mai puțin pește. Evident, decât piața, ai. Piața neagră... Fiscalitatea peștelui este e sub 30%. Eu am venit cu o idee, mandatul meu, bineînțeles că nu putea guvernatorul să o facă, că e o chestie interministerială, dar am zis, domnilor, lăsați pescarii comerciali să iasă de sub dictatura cherhanalelor. Ei sunt, de fapt, niște iobagi, pentru că cherhanagii sunt cei care îi țin pe zone, dictează prețul, e un monopol al prețului. Pentru asta și așa s-a mai făcut departe. O bursă a peștelui, nu bursa pentru asta a peștelui a fost intenția. Bursa este o bătaie de joc, pentru că s-a mers după ideea unor burse de pește marin, care funcționează. Acolo, în Delta Dunării, n-a funcționat, nu va funcționa niciodată. Însă eu am propus să se permită apariția unor piețe libere, locale.
niște, eu le-am numit piețe lacuste, în care să se întâmple ceea ce se întâmplă de fapt acum, adică pescarii să aducă direct din barcă peștele proaspăt prins în ziua aia și să-l vândă la prețul pieței. Lucrul ăsta se întâmplă și acum, dar se întâmplă la negru. Evident că există un fenomen de care se plânge toată lumea și Iuță-l știe foarte bine, pentru că el este de fapt un antreprenor turistic, și anume peștele din delta Dunării este din ce în ce mai puțin și în majoritatea pensiunilor se folosește pește de la Metro, Carrefour. Nu în majoritate. Nu în majoritate. Și într-o... în cele mari. Cei mici reușesc să se aprovizioneze constant cu pește cei din care... captură naturală. Ilie, ar trebui cei care ascultă acum ceea ce vorbim noi, trebuie să înțeleagă, pentru că acum, conform legii, ca să pui pe masa turistului într-o pensiune pește, înseamnă să-l iei cu acte de la Kerhana. La Kerhana este un pește care stă pe gheață două zi, două, trei. Practic, peștele ăla proaspăt, în ghilimele, care ajunge... Nu stă de trei zile la Kerhana în delta. Cât stă? N-are dacă timp. Dacă îl iei legal din magazin din Turcia, da, e un pește prins în... Ok, are două zile. Cu trei zile. Are minim două zile? Are minim două zile. Ok, bun. Dacă îl iei direct din Kerhana, majoritatea sau... Da. Din pescuit direct, atunci poți să mănânci pește din aceea zi. Sau Virgil, de ce nu funcționează și dragi guvernatori foști, aici sunt numai foști, deci, și Liuța, de ce nu funcționează bursa peștului în care s-au băgat, nu știu, 15, 18 milioane, nici mai știu cifra imensă. Știu că au inaugurat-o cu FAS, după care au închis-o a doua zi. As usually. Da. Pentru că vă pot răspunde, pentru că vă dau un exemplu concret. Pescarul care prinde pește la periprava este obligat să-l ducă printr-o modalitate de transport, preluare, nu știu ce, să-l ducă la Tulcea. Sunt ambarcațiuni achiziționate pentru chestia asta în cazul proiectului bursei de pește, după care cel care are o pensiune la periprava licitează, vine la Tulcea și peștele pleacă înapoi la periprava. Dumneavoastră vă închipuiți că așa ceva putea funcționa? Este ilogic. Așa nu, ceva nu funcționează nică, este planeta Pământ. Nu are cum să funcționeze. Da. Barem dacă o făcea undeva la mijlocul deltei, undeva la Crișan, de exemplu, sau la Mila 23. Nici așa nu este. Asta trebuie făcut la nivel de sat. Dacă peștele s-a prins în Mila 23, nu se justifică să-l plimbi până nu știu unde ca să-l aduci înapoi, când poți să-l cumperi de acolo direct din Kerhana. Kerhanalele locale sunt autorizate să preia peștele și să-l dea mai departe. Ilie, la Mila 23 nu mai e o Kerhana, practic. Din câte înțeleg, trebuie mers la Crișan, adică și acolo e un pic peste mână. La Mila 23 este Kerhana. E Kerhana. E o Kerhana, da. E aia veche. Da. Nu mai aia veche, e altă. Înseamnă, da. Bun. Mi se pare că sunt chiar vreo trei Kerhanale. Da, Virgil, te ascultăm. Minim două sau trei. Nicăieri în lume nu există vreo bursă a peștelui pentru pește de apă dulce. Asta ca să fie clar de la început. Au mers pe anumite păreri, sunt unele păreri care, încurajate de Consiliul Județean Tulcea, de conducerea Consiliului Județean Tulcea, au zis, domnule, dăm lovitura, facem o bursă a peștelui la Tulcea. O prostie colosală. Bursele de pește sunt acele burse de ce le-a aprobat comisia, Virgil? Unde vin navele de pescuit marin. Știu. Da, de ce le-a aprobat comisia această investiție? Pentru că nu trebuie să iau banii pe nimic. De asta. Simplu. Am înțeles. Da? Ei nu aveau niciun fel de proiect. Și au zis, bine mă, vrem să faceți o bursă. Luați și faceți-vă o bursă acolo. Da. Care nu funcționează. Și mai e una. Virgil, mai e una. Nu este încheiat. Da. Mai e o bursă de pește, tot așa. Mi se pare pe la Năvodar, sau nu știu, o chestie de asta pentru Marea Neagră. Habar n-am, da, sau nu. Există și acolo. Da. Dar oricum, subiectul bursei de pește din Turcia nu este încheiat, pentru că se va ajunge foarte clar să se dea banii înapoi. Eu vreau să vă spun, ca să dezvălui un lucru, când am participat la acel competiție, să-i spun așa, pentru postul de guvernator al rezervației Biosfere Delta Dunării, am ajuns în faza finală, mă rog, și am avut un interviu cu domnul Cioloș și cu domnul Antoș Barna.
Știți ce m-a întrebat, care a fost întrebarea domnului Santos Barna? Ministru actual, mă rog. Păi el e vânător. El e vânător, Virgil. Știți ce m-a întrebat? M-a întrebat ce intenții aveți cu bursa de pește. Pentru că declarația care a fost puțin anterioară era ca bursa de pește să fie preluată de la ANPA, știm bine, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, da, care vrea să scape de un cartof fierbinte, să o preia ARBD-ul, Administrația Rezervației Biosferice. Și am zis, în niciun caz, asta este o cea mai mare tâmpenie care ar putea exista. Evident. Ea trebuie desfințată, iar spațiul acela trebuie pus la dispoziția nevoilor educaționale ale județului. Sau să facă un club, că da, oricum exact asta se vrea, să fie cluburi de fițe până delta, așa că începem la Tulcea. Da, hai să vorbim puțin și de celelalte probleme, mari probleme ale Deltei Dunării, și anume reconstrucțiile ecologice, renaturările celor peste 60 de mii de hectare, 80 și ceva de mii erau de hectare de amenajări piscicole și agricole, care majoritatea dintre ele, sau nu mai știu, n-am o statistică a funcționalităților, sunt ori goale, sunt pretexte pentru facturări de pește braconat. Adică în amenajări piscicole nu se află pește sau peștele se vinde la negru și facturile se fac pentru peștele braconat. Sau amenajări agricole unde nu se practică agricultura, dar se obțin subvențiile pentru agricultură. Liviu, Delta Dunării astăzi are peste 20.000 de vaci subvenționate, are undeva în jur de 150.000 de oi. De oi, asta da, vreau să spun. În ultimii 2 ani, Delta a mai pierdut cam 5.000 de hectare de luciu de apă pentru că au fost secate acele concesiuni piscicole și s-au trecut, conform legii actuale, în agricultură. Agricultura nu se face la superlativ, în schimb vin bani europeni foarte frumos, indiferent cât produc ei, plus că mai aplică și pentru dezastru că a fost secetă, că sau a venit sărătura. Da, da. În fine, de cei banii știu să și ia. Pretextă de mulți bani de la exact europeni. Și din ce informații am eu, urmează încă 8.000 de hectare să fie puse pe uscat. Ușor, ușor, agricultura lui Ceaușescu recâștigă teren. În regim de concesiune da, câștigă teren. Niciun fel de renaturare nu s-a mai făcut serioasă în ultima vreme. Eu am încercat să fac la undeva în zona Dunavăț, că am găsit acolo un loc unde pășteau vacile și m-am lovit de aceeași problemă cu niște asociații de fermieri care se opuneau, aveau dreptul să vină cu vacile. În fine, deci este un cerc vicios în Delta Dunării. Și care depinde de Consiliul Județean. Chestia asta depinde Consiliul de Județean, Consiliul Județean, pentru cine nu știe, își arogă și și-a rogat fără drept de apel să a fi stăpânul Deltei și de a lua decizii pentru Delta. De aceea, oamenii care vin, guvernatori numiți politic sau nepolitic sau cum or fi fost numiți și sunt din afara bălții și în afara controlului președintului Consiliului Județean, sunt declarați inamici publici ai întregului județ. Ca să știe lumea, că lumea nu știe, noi știm lucrurile astea, dar trebuie să le mai spunem, chiar dacă le spunem a 100-a oară. Da, vă ascult. Spune tu, da, Virgil, te rog. Te rog, Mărin, da. Ok, bine, aș începe cu chiar cu începutul. Nu cred că aveam 2 luni ca guvernator și am atacat frontal problema bărcilor. Începuse deja din 2017 să se simtă această presiune extraordinară a bărcilor, cele așa zise corsare cu 250-300 de cai putere, care transportă 10-12 persoane cu viteză mare. În fine. Adică te-ai pus cu cei mai puternici oameni din Delta. Practic. Eu am propus să interzicem accesul în interiorul Deltei, deci în afara brațelor Dunării, în funcție de puterea motoarelor, astfel încât pe gheoluri și canale secundare să nu mai poți intra decât cu maxim 40-60 de cai putere. Ei bine, știți ce s-a întâmplat? În 24 de ore, toți primarii din Delta Dunării au strâns semnături să fiu demis,
La Consiliul Județean s-a făcut ad hoc și a fost posibil să se intre chiar în marea sală Mihail Cogălnicianu cu asociațiile de pescari cu talângi ca să linșeze, să linșeze pe guvernator. Exact. Dacă, și... uite, dacă ne întrebai pe mine și pe Virgil de chestia asta, amândoi ți-am fi spus, nu ataca problema asta, că îți iei topoare în cap. Cu riscul de a-mi lua topoare în cap, am atacat-o. Au venit și cei din turism care au zis că le omorâm turismul. Da, dar au venit și mari armatori, cei care au vaparele alea. Nu, ți-ai pus pe toți în cap, practic. Cu toate că ei nu aveau nicio treabă cu aceste limitări, pentru toți că... cei care depind de transport rapid, cum se și numește. Ei bine, astăzi toată lumea plânge că Delta este devastată de sutele, de bărci de genul ăsta, care intră absolut peste tot la ora. Toată lumea plânge unde? Toată lumea e de bună credință. Da. Scuze că intervin, Te rog, Iliuță. Haideți să lămurim un lucru. În primul rând mă deranjează că numiți aceste bărci corsare. Corsar este un producător de bărci. Eu am tot bărci corsar, doar că stau cu motorizarea sub ceea ce se întâmplă. Ilie, de drujba ai auzit? Drujba. Drujba este denumirea unui produs. Adidas. Nu e vorba despre firma de corsare. E vorba despre modul în care... supramotorizate, că despre asta este vorba. Acele bărci sunt supramotorizate, se pun motoare mult peste ce ar trebui să aibă. Bun, dacă oamenii vor să le folosească pentru transferuri pe sunt căi navigabile, absolut, pe Dunăre, bineînțeles, nu este nicio problemă. Problema intervine atunci când acele bărci sunt folosite pentru niște transporturi numite excursii. Pe trasee turistice, Ilie, și aici trebuie să spunem că nu se mai respectă. Nu se mai respectă niciun traseu turistic, sunt peste tot. Bineînțeles, eu de asta nu mai fac ture cu caiace de la Tulcea până la Mila 23, pentru că deși Ivan Pațachin, Dumnezeu să-l ierte, s-a luptat ani de zile să obțină un traseu turistic pentru bărci cu vâzle, nu a fost posibil. Însă, motoarele de 300-350 de cai sunt acceptate în acele zone naturale. Nu sunt acceptate, Elie, ele sunt în afara legii, dar uite că nu le prinde nimeni. Spune-mi și mie ce lege... E legea rezervației, care spune că nu ai voie să intri cu turiști. Atenție, ăia sunt cu bărci cu turiști. Nu ai voie să intri cu turiști decât pe traseele aprobate. Iar ei sunt absolut peste tot. Nici asta nu este o chestie ok. Dacă eu am o barcă cu motor de 40-50 de cai și mă duc cu 5 km pe oră cu turiști care vor să vadă păsări, asta e nu okay. Văd de ce n-aș putea să intru acolo unde alți oameni intră la pescuit. Este ok, dar... Nu vreau să intru în zonele strict protejate, vreau să rămân pe zonele libere, dar vreau să fiu legal, ca să nu mai vină un angajat al RBDD-ului și să-mi strige de față cu clienții că este infracțiune ceea ce fac eu. Păi, pentru că ei săraci nici măcar nu știu legea, habar n-au despre ce citit, e vorba. Dar ce angajat ți-a strigat? Că acum stăm între noi, nu ne aude nimeni. Da. Unii angajați ai RBDD-ului. Conform legii rezervației, nici pescuitul sportiv nu se poate face decât în fața satului Mila 23, pe la Maliu, cam atât. Sunt puține zone conform. Nici corturi n-ai voie să pui. Așa, conform legii... Bun, și asta este un abuz. Adică eu nu pot să fac ture cu caiace, cu oameni care își pun corturile acolo unde poți să spui cortul și când pleacă își adună toate plasticele și tot ce au adus cu ei și le pun în caiac și le cară. Asta este legea rezervației, să știi, și o lege organică. Schimbată, unii oameni nu respectă nimic, atunci le tăiem tuturor posibilitatea de a mai face ceva. Asta e genul de prostie care se practică. Revin să completez ceea ce spunea domnul Monteanu mai devreme. Dom'le, nu există o viziune. Nu există o viziune cu privire la turism, nu există o viziune cu privire la ceea ce se întâmplă cu partea naturală a Deltei. Lucru care ar trebui să se îmbine foarte frumos. Este totul un tăvăluc. Turismul la ora asta este o manifestare sălbatică a ceea ce numim noi turism. Plimbare până Delta Dunării. Ca și braconajul, ca și intervenția industrială a Consiliului Județean în localitățile Deltei Dunării, ca și multe alte lucruri. Luăm o pauză de publicitate
și revenim. Guvernatorul Virgil Munteanu, guvernatorul Mărin Mușetescu, guvernatorul Liviu Micaiu și omul dedicat turismului în Delta Dunării de 18 ani, Iliuță Goian. Hai la Liviu în bârlog ca să fie dialog. Suntem două, trei românii în România cel puțin. Dacă nu cumva 18 milioane care și au și n-au dreptate. Cine îi pune pe toți oamenii ăștia la o masă? Cineva care crede doar în dialog, nu în like-uri. A treia cale, emisiunea celor care vor să se împace la berea de după. Cu Liviu Mihaiu. Doar joi, numai la noi. Hai la Liviu în bârlog ca să fie dialog. Berea artizanală Bârlog, o gură de altceva. Din Cluj-Napoca, pentru toată țara. De ce să fii black doar o dată pe an, când poți să fii pink în fiecare zi? Comandă-ți gratuit cardul Avanpost până pe 31 decembrie 2021. Ai taxa de administrare zero toată durata de viață a cardului și te duce și departe cu premii în valoare de 10.000 de euro. Detalii pe librabank.ro/mai departe. Pink is the new black. Avanpost Radio Guerilla. Black Friday în fiecare zi, nu doar de Black Friday. Avanpost Radio Guerilla, un proiect de încredere în lucrul bine făcut, plăcut de semnătura calificată CERT Sign, rapidă și sigură, cu valoare legală, disponibilă oriunde, oricând. O cumperi online pe shop.certsign.ro. Iarna aceasta dă glas inimii tale cu Raffaello. Cumpără specialități Raffaello de minimum 80 de grame, participă la campanie și poți câștiga o vacanță în Transilvania sau vouchere de cumpărături de la EMAG sau Fibră. Înscrie-te pe Raffaello.ro. Succes de public. Comedia europeană a anului se vede acum în cinematografe. Inspirat din fapte reale, Succes de public spune povestea unui regizor de teatru care montează, alături de un grup de deținuți, spectacolul Așteptându-l pe Godot. Repetițiile merg bine, umorul natural al trupei cucerește publicul și totul pare a fi un mare succes până în ziua în care urmează să dea lovitura la marea premieră de la Paris. Succes de public. Distribuit de Bad Unicorn. Văzut de Radio Guerilla. El universo entero, escucha. Între 23 noiembrie și 1 decembrie are loc expoziția fotodocumentară Bruckenthal, un european timpuriu, la Muzeul Național al Țăranului Român. Tânărul Sas, din micuțul Târg Nohrich, devine guvernator al Transilvaniei, contribuie astfel în mod hotărător la europenizarea regiunii și fondează primul muzeu public din sud-estul Europei. Vernisajul, acompaniat de muzica preferată a lui Samuel von Bruckenthal, are loc pe 23 noiembrie, ora 17, Sala Acvariu, eveniment transmis live pe pagina de Facebook ca muzeului, plăcut de Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. A treia cale. Ăsta-i baiul cu nebunul de Mihaiu. Ne-am întors la o discuție poate uneori tehnică despre Delta Dunării, dar care definește cele mai mari probleme pe care Delta le are, dincolo de marea problemă a politicii și a lipsei de viziune, care în politică nu există în mod imanent de 30 de ani, dar minte la nivelul conducerii locale, care conducerea locală politică consideră pe toți cei care vor să protejeze Delta Dunării, îi consideră niște dușmani. De-aia una din marile probleme ale Deltei Dunării sunt funcționarii publici din instituțiile publice locale, începând cu Consiliul Județean și terminând cu Poliția de Frontieră. Ca să mai definim așa pe parcursul acestei discuții și alte probleme structurale, fundamentale sau să zicem inamici natural și nenatural ai Deltei Dunării. Te rog, Iliuță, te rog, Virgil, te rog, Bălin, să reîncepem de unde am lăsat discuția despre Delta Dunării. Deci am lăsat-o la motor, da? Da, te rog, Virgil. Aș vrea să revin foarte scurt la un lucru privind reconstrucția ecologică, care este absolut esențială pentru tot ce înseamnă viitorul acestei rezervații. Da. Și vreau să dau un singur detaliu. În această strategie, de care nu vorbește nimeni în România, strategia pentru biodiversitate a Uniunii Europene pentru 2030,
se menționează foarte clar. Sunt 25, țineți minte, 25 de mii de kilometri de cursuri de apă din Uniunea Europeană care vor trebui reconstruite ecologic până în 2030. Vă dați seama că există și finanțare pentru așa ceva. Orice alte interese mărunte ale Consiliului Județean Tulcea, ale concesionarilor de la amenajările agricole, piscicole în care fac pepeni și alte prostii, sunt subordonate acestui lucru. Deci nu, aici nu este de ales. Trebuie făcută reconstrucție ecologică. Trebuie reconstruite habitatele naturale din rezervația biosferei Delta Dunării. Punct. Virgil, să înțeleagă publicul. Ce înseamnă reconstrucție ecologică? Ce înseamnă? Că nu se fac clădiri. Redarea tuturor concesiunilor, amenajărilor. A unei amenajări agricole sau piscicole, redarea naturii, în acea amenajare să se facă... Adică să intre apă. Asta e ideea. Să reintre apa. Exact. Asta este, da? Deci există și finanțare. Am încheiat cu această mică paranteză. Vreau să vă spun un lucru. Se vorbește foarte mult de această politizare a deltei, a conducerii din rezervației biosferei Delta Dunării, pe care și domnul Liviu Mihai a atins-o. Păi dar renunțăm la ea. Păi stați puțin, de ce trebuie să fie guvernatorul rezervației să aibă, să fie asimilat cu subsecretar de stat? Nu-l mai asimilați cu subsecretar de stat. Să fie realizat o competiție, eventual la nivel european, care să determine conducerea acelei instituții. Asta e tot. Și atâta ne... Nu, ca da, să stăm conducerea... la mâna unui partid ca altuia. Da, da, înțeleg, asta e foarte corect ce spui, dar eu, nefiind membru de partid, am fost guvernator, Mălin la fel, nu asta e nici problema. Nici Virgil nu cred că a fost membru de partid. Nu, a fost numai. Dar problema este că noi depindem de legile votate în Parlamentul României și trebuie să spunem că una care pot fi modificate. Care pot fi modificate chiar dacă sunt legi organice, de coordonatorii de credite, care înseamnă Ministerul Mediului și Consiliul Județean, care e parte din anumite stakeholdere ale intereselor din Delta Dunării. Deci, noi nu suntem niște guvernatori absoluți ai regiunii care instituționalizăm noi taxe, interdicții și așa mai departe. Deși Delta Dunării are nevoie de o mână mult mai forte, cum și alte instituții au nevoie de o mână mult mai forte. Pentru că atunci când pentru că atunci când se cere instituirea unei interdicții pentru a reda, uite, aceste concesiuni agricole care sunt toxice pentru pământul deltei, pentru că pe concesiunile agricole se face brazdă de 60-80 de centimetri și se folosesc tone, și se folosesc de, tone de pesticide, deși este interzis prin lege. Și prin lege organică și prin toate legile posibile și prin OUG 57, prin tot ce înseamnă lege, nu o respectă nimeni. Instituțiile sunt slabe în România, ok, știm asta, dar județul Tulcea, când e vorba de instituții de control, majoritatea lor, ca să nu spun aproape toate, sunt în conivență cu marile trusturi, cu marii braconieri și cu marile interese comerciale ale deltei. Nimeni nu vrea să-i supere pe cei mari, nici măcar procurorii sau judecătorii. Eu personal am primit amenințări cu moartea, pe care le-am luat în glumă, dar după care discutând cu Iliuță Goian mi le-a confirmat că erau destul de serioase. Eu nu le-am luat în serios pentru că am râs. Am zis că niște lipoveni bețivi s-au îmbătat și ei într-o seară și au zis, las că-l omorâm eu, noi pe Mihaiu. Nu erau chiar atât de deplasate, având în vedere că în Delta se și omoară. Se Bine, ucide. Au fost ucis agenți ecologi, au fost bătuți până la aproape de moarte agenți ai RBDD, adică acolo este junglă, fraților. Nu e ca în centrul Bucureștiului când țipă cineva, că mă bate, aoleu, mă bate. Nu. Lucrurile merg și mai departe, să știi, pentru că eu și i s-a întâmplat și noului guvernator și tot așa, când vine primăvara și vine prohibiția, brusc, la rezervație nu mai există benzină.
pentru bărți. Da. Deci nu se mai pot face controle. Și dacă îi cauți, au fost prea târziu făcute licitațiile, probleme de-astea tehnice, dar an de an nu există benzină pentru controle în timpul prohibiției. Cu siguranță că lucrul ăsta are legătură cu băieții ăia de care vorbeai tu mai devreme, care au omorât agenți, care te-au amenințat cu moartea și așa mai departe. Trebuie știut aici, marele public trebuie să înțeleagă, mai ales că acum e, Delta este o destinație cult, toate televiziunile o arată, mergeți. Ok, și mulți se duc acolo nepregătiți, care n-au nicio legătură cu Delta, se duc la distracție ca la Mamaia, ca la Eforie, ca la Neptun și așa mai departe. Da, e acel turist barbar care vine de vineri, spune aici, duminică aici, sâmbată și vede doar doi pelicani aici, și aia în ceață. Aici ține strict de acea lipsă de viziune de care vorbeam mai devreme în promovarea turismului din Delta. Turismul responsabil. Din păcate, din păcate au fost la conducere oameni care visau să aducă în Delta Dunării acel turism de clubbing de la Mamaia ca fiind un model extraordinar de bun. Păi da, Mamaia e cel mai bun model. Păi uite, Mamaia așa, s-a instituționalizat și în rezervația culturală Vama Veche. Doar bani. Și da, 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 știm. În afară de bani, nu există altceva. Cultură zero, educație zero, trist, de mărire și pentru bani până la maxim. Ilie, trist este că în continuare se bate lumea cu pumnii în piept și vorbește despre slow tourism, pescuit tradițional, pesca turism, etc., etc. Și dacă ne ducem în Delta... Măi, lucrurile se mișcă și în direcția asta, doar că se mișcă extraordinar de încet. Uită-te ce au reușit să facă cei din care facem și noi parte, asociația din care facem și noi parte, asociația Ivan Pațachin, au reușit să facă acele autorizări pentru punctele gastronomice locale. A fost o luptă și o muncă susținută de ani de zile. Mai au niște proiecte foarte frumoase, acele trasee pentru bărci la vâzle, o grămadă de alte proiecte care se mișcă extraordinar de lent, dar la un moment dat se vor întâmpla. Numai că suntem într-o competiție de timp și de opoziția unor oameni cu cei care vor bani azi și care visează să facă 3 excursii de la Tulcea la Letea într-o zi și pentru asta au nevoie de bărci. Când se trage cortina, când se trage cortina, s-a terminat perioada de turism, da? După octombrie încolo, lumea nu mai vede Delta, nu mai știe ce se întâmplă. Hai să le spunem ce se întâmplă acum în Delta Dunării. Cam cum zac mii și mii de plase autorizate de AMPA, care sufocă tot și mai ales, hai să spunem cât e prețul la incredere de ștucă. Ce caută AMPA să autorizeze în Delta Dunării? AMPA este singurul organism care face legea pescuitului în Delta Dunării. N-ar avea ce să caute într-o rezervație cum AMPA? N-ar avea ce să caute în Silva, și aici fac și o paranteză. Letea, de exemplu. Fac o paranteză, știe foarte bine situația asta și Virgil. Agenția asta a autorizat pescuitul de rapană în zona costieră a rezervației. Pescuitul de rapană l-au autorizat cu tot cu... Mălindu-i trebuie și ștampi la rezervație pentru asta? Rezervația dacă a presiunilor, atenție. Asta spune, dacă rezervația nu semnează pentru asta, AMPA n-are o putere exclusivistă asupra... Vreau să vă spun că la ora asta, împotriva tuturor regulilor, în apele marine ale rezervației, s-a aprobat de către agenția asta de piscicultură extracția rapanei cu pompe refluante. Deci, practic, se absoarbe tot nisipul cu toată fauna de pe fundul mării. Asta înseamnă distrugere totală. Nu interesează nimic, pentru că acolo e o mafie mare. La rapană, rapana are valorile cele mai mari în euro, în ceea ce privește piscicultura în zona aia de... Da, lucru. Raportul calitate-preț este cel mai... Eu nu mănânc rapane, mi se pare un export. Și eu sunt născut în Constanța, am crescut cu stavridul la gât. Întreabă cineva, ce cum din cauza pescarilor se întâmplă totul? Nu din cauza pescarilor. N-am zis asta. Nu. Dar dacă e să mă întrebați pe mine și declarație pentru care și astăzi mi se vrea capul în Delta, ia ghiciți, care sunt cei mai mari braconieri din Delta Dunării și cei mai mulți braconieri din Delta Dunării? Bucureștenii.
suedezii din, sau norvegienii? Cei din afara deltei. Da. Întotdeauna. Întotdeauna. Da. Acesta e răspunsul oficial pe care l-a dat Iliuță. Nu, fraților. Cei mai mari braconieri, poate la primire, pe mal, cu camioanele, să stea bucureștenii, norvegienii, germanii, letonii și alți călărășenii, alexandrenii, să încaseze la prețuri derizorii tonele de pește pe care le braconează. Dar braconierii, pentru că nu vă puteți închipui că ar putea exista braconieri independenți în afara celor din Balta. Dacă ar exista așa ceva, o asemenea specie, n-ar mai fi găsită într-o lună de zile, cum s-au întâmplat cu oameni, pescari sau chiar și cu un popa din Sfântul Gheorghe, pe care nu l-au mai găsit niciodată. Niciodată. Sunt oameni care n-au mai fost găsiți niciodată. Știți de ce? Pentru că mafia braconajului din Delta Dunării e condusă de localnici. Spuneți-mi, chimistul, ați auzit cu toți, nu există cineva care să știe despre Delta Dunării mai multe lucruri decât țânțarii, broaștele și pelicanii să nu știe de chimistul. Chimistul este cumva un maramureșean, e cumva un parizian, este un Spaniard? Nu. Este omul cel mai protejat de poliția locală și de toată poliția și Ministerul de Interne din țara asta și este un om din Balta. Păi să spunem și de ce este protejat. Hai să spunem. Pentru că nu numai de la chimistul, dar și de la alții, deci peștele lor ajunge pe mesele chermezelor, partidelor când vin în Delta Dunării și generalilor, partidelor, și, pentru că acolo când se fac chermeze mari de partid, peștele de acolo vin. Peștele? Și cum pleacă peștele, Liuță, când pleacă de la braconier spre București? Cu ce mijloace de transport? Cu? Cu același cu care pleacă orice pește, îți dai seama. Elicopterul. Și cu elicopterul. Adică când se braconează, de exemplu, acum, în ianuarie, februarie, știu că și se cară câteva sute de kilograme de icre de știucă, a căror valoare depășește câteva sute de mii de lei. Am depășit momentul icrelor de știucă pentru că nu mai este suficient de știucă în sălbatic. Știu că am mai discut de o piață a icrelor de știucă. Da, dar au ajuns la 400 de lei. Adică merită și vreo 10 kg să... Da, uite, eu când am făceam controlele de noapte, că asta nu știu foarte mulți, am și poze, și stăteam cu poliția prin stuful Deltei pe la 3 dimineața și mâncam conserve pe care le tăiam cu cuțitul de la AKM, șoferii bărcilor și șoferii polițiștilor care veniseră, adică în control, barcagii, da, inclusiv șoferii din poliția locală, unde credeți ei, voi credeți că sunau ei? Păi la chimistul. 6 e o mare razie împreună cu poliția de la București, cu frontieră. Nu ieșiți în noaptea asta. Ăia care nu erau în rețea au căzut în plasă, adică niște obleți de... hai să zicem, de braconieri mici în devenire, care nu făceau parte din marile rețele escobariene de tip chimistul, iar pe chimistul nu poate să-l prindă nimeni, pe Dragnea l-a prins cineva, dar pe chimistul, vă jur, nu o să-l prindă nimeni. Sunt foarte mulți chimiști, să știi, la ora asta în Delta. Știu, ăsta e nu un e caz singurul celebru, pentru da, că e o poreclă celebră. Da, toată lumea îl știe. Toată lumea îl știe și toată lumea vine la el să ia pește. Și indiferent de pește, dacă vrei sturion, care e interzis prin eforturile Asociației Salvați Dunărea și Delta, Mălin știe, cu moratoriu din 2006, că nu se mai pescuiește și prelungit în 2016, încă 6 ani, este un moratoriu la care a lucrat societatea civilă. Să nu credeți că a fost impus de la București sau de la AMPA sau de la Ministerul Mediului. Nu! Au fost presiunile noastre pe o perioadă de reformă venită după 2004, după alungarea regimului Năstase și venirea marelui Vlad Țepeș cu Țepe în Piața Victoriei, Traian Băsescu. Ca să știe lumea și puțină istorie. Permite, te rog. Doar aș vrea să apreciez
aș vrea să apreciez, pe lângă această măsură, să apreciez acea măsură luată din nou la inițiativa societății civile de oprire a vânătorii. Exact. Și aia a fost o mare victorie. Aia a fost o mare victorie. Dar mă tem una dintre cele mai mari victorii. Mă tem că va fi înfrântă. Stă în picioare și acum. Și eu mă tem. Eu vă spun că acum, săptămâna trecută, a fost o mare dezbatere la nivelul Franței, prin care vânătoarea în arii naturale este considerată crimă. Crimă. Oh, da. Deci, la noi se numește extracție, Virgil. Da, la noi se numește extracție mai nou. Da, corect. Dar asta, acest lucru, într-adevăr, recunosc, cum să spun, cu toată aprecierea, a fost o decizie luată la inițiativa societății civile. Clar. Aia, clar, am primit și premiul de la Gala Societății Civile, dar e o măsură, atenție, pe care o datorăm voinței unui premier. Pentru că în Parlamentul României se votase cu o majoritate PSD să se vâneze. Iar premierul de atunci, Victor Ponta, pe care l-am sunat și am spus, am fost înfrânți, Victore, se va vâna în Delta Dunării, a zis... Nu se va vâna pentru că cota pe care le-o dau la vânătoare în Delta Dunării este cota zero. Deci, da, se vânează, dar cota zero. A rezistat până astăzi această măsură, dar vorba voastră, nu știm cât va mai putea rezista pentru că... În presiuni uriașe pentru redeschiderea vânătorii se folosesc de acea mizerie numită scandalul șacalului. Exact. Cu susținut de 2-3 pișcotari locali la comandă și promovată intens pe rețelele sociale, pentru că asta e toată amenințarea șacalului. Și de acolo pleacă o grămadă presiuni pe redeschiderea vânătorii. Dragii mei, la șacal se poate face o derogare numită vânătoare de extracție. Se întâmplă în fiecare an. Când de la gâsca, cine o face? La gâsca cu gâtul roșu nu se poate face derogare. Pentru cum ar veni, asta e o specie invazivă care s-a înmulțit și care omoară în gospodării, omoară toți căpriorii, omoară viței, omoară tot ce înseamnă mic, mamifer mic. Laleta este vizibilă dispariția, aproape dispariția populației de iepuri de când s-a înmulțit șacalul. Sunt probleme mari și cu animalele locale, am înțeles. Poți să lași extracția la șacal, dar cu un control riguros. Dar nu poți să soliciți redeschiderea vânătorii pe motiv că toată lumea trebuie să aibă o armă să împuște un șacal dacă îl vede pe drum. La ce văd eu că se întâmplă cu ursul și cu alte animăluțe care sunt băgate acum în țeava puștii, eu zic că trebuie să stăm cu ochii mari. Păi nu, noi am mai făcut când a fost pentru interdicția sturionului și să votase să pescuiască, a fost o luptă. Nu s-a dat pe o chestie peste noapte până am ajuns la moratoriu ăsta. O să scoatem lumea în stradă în fața Ministerului Mediului și o să-l sunăm personal pe Tanțoș Barna 24 de ore din 24 ca să-l terorizăm să nu dea această măsură. Pentru că pot să vă spun că sunt câteva sute de ONG-uri care vor ieși în stradă dacă vânătoarea în Delta Dunării, pentru că lipsa vânătorii în Delta Dunării îi dă de mâncare și antreprenorului din turism, cum e Iliuță, pentru că s-au întors păsările. Orice operator din Delta, vorbesc de operatorii normal dezvoltați, cei care fac bird watching sau ture de fotografie, cât de tare s-a schimbat Delta în acești ani în care nu s-a vânat, cât de prietenoase au redevenit păsările și animalele și cât de multe poți apropia și chiar poți să faci niște programe de mare succes cu oameni care se reîntorc și revăd aceleași păsări. Pentru că dacă lași vânătorii să intre,
aceleași păsări nu le vei mai... Adică nu să mai bird watching. Dar și aici este o presiune, pentru că să nu uităm pădaia cu cormoranii și imediat după aceea au venit asociațiile de pescari care au cerut inclusiv controlul asupra ouălor de pelican, din cuibere, etică. Deci lucrurile astea... Să făcea pe vremea lui Ceaușescu, da, controlul ouălor de pelican și de ouă, da, cormoran, da, să înțepau, da, da, ouăle, da, ca să, le, ca să mai diminuez din populațiile care se dezvoltau, dar ele nu se dezvoltă peste cât poate să trebuie spus ducă că delta. La lipsa, da, de pește care este astăzi în delta Dunării, evident că ochii natura sunt... Natura se reglează singură. Clar. Și ochii pescarilor se îndreaptă singură, către mâncătorii de pește. Pelicanul ia peștele de la gura copiilor pescarului, cormoranul la fel. Am văzut că AMPA face niște calcule și vorbim de sute de tone de pește mâncat de pelicani. Sunt curios cine calculează câți puieți de pește omoară bărcile rapide atunci când trec cu viteză maximă pe canalele mici sau prin lacuri cu apă mai mică de un metru. Eu îi rog pe cei pentru care ne ascultă, Ilie, fii atent. Generată de aceste motoare uriașe. Cei care ne ascultă acum și care se vor duce în delta, când, dacă vor fi în astfel de bărci rapide care traversează gheoluri și canale prin delta Dunării să le arate frumusețile naturii, să se uite în siajul bărcii. Să se uite în siajul bărcii, da, în spate, dâra aia lăsată de motor și să vadă cam ce cohorte de pescăruși culeg pește. Da. Impactul, dincolo de faptul că impactul asupra toatei faunei subacvatice, mai e un impact asupra malurilor, mai e un impact, da, asupra plantelor, mai e un impact asupra, da, păsărilor. Și crește turbiditatea apei, deci exact, se tulbură apa și nu mai ajunge niciodată să fie limpede, așa cum o știm în delta. Iar toate uitați-vă suspensiile astea se pumpă... Șonte. Păi, Șontea este... Nu se limpezește până acum, iarna. Nu acum se mai... s-a limpezit. Pentru că nu mai aduce apa din Fortuna, care era filtrată acolo. Din cauza asta, că s-a colmatat la intrare crânjeală. Nu, din cauza că trec mii și, de bărci toată, mii de bărci, toată ziua, da. Evident. Virgil, te ascultăm. Sigur că problema șalupelor rapide a fost prezentată excepțional de Mălin și de domnul Ilie, dar hai să nu uităm un lucru. Aceste bărci sunt autorizate de ARVDD. Bineînțeles. Ele sunt autorizate. Hai să vorbim puțin și de ARBDD și de experiența mea, pentru că acum tot vreau să o dau pe față și sunt foarte mulți ăștia sceptici care scriu, hai să vedem ce ne spun ăștia și ce au încercat ei, cine e împiedicat sau... Uite, să ne explice Mălin cum a salvat el Holbina Trebii bani. Genial, râdeam cu hohotec de plâns când vedeam Bardai, guvernatorul, făcând emisiune în incintă privată. Eu cred că asta spune multe. Băi, în capul tău ți-o fi spun în care habar n-ai despre ce e vorba. Dar o să-ți explicăm noi acum, să spui și tu emisiunea aia pe perete, să-i dai drumul de revelion din când în când, ca să știi și tu despre ce e vorba în delta Dunării. Că la hateră de-asta de 2 lei sunteți toți foarte pricepuți. Ia, doar pentru că știți să dați la șalou pe Dunăre și aveți impresia că vă pricepeți. Nu, nu vă pricepeți. Cei mai mari dușmani ai deltei Dunării lucrează, 1, în Consiliul Județean și 2, în ARBDD. Și mă refer la director contabil, la director juridic, la director executiv, care sunt oamenii mafiilor și care fac tot posibilul din interiorul deltei să torpileze, cum mi-au făcut și mie, și lui Mălin și nu numai, și lui Virgil sunt sigur, oameni care sunt pe mână cu braconierii și care dau informații din ședințele deltei Dunării braconierilor și tuturor infractorilor din delta Dunării și marilor chierhanagii. Marilor chierhanagii. De
puternici de tip Verbina. Ca să știți și voi care Verbina e împăratul Deltei Dunării. Fără, e neîncoronat, n-are coronă, dar noi îl știm bine pe Verbina, nu asta e problema. Deci, mafiile din Delta Dunării sunt un pic altfel decât vă închipuiți voi, ăștia care credeți că știți să pescuiți sau știți care e treaba cu Delta Dunării. Faptul că se poate filma astăzi un pescuit în troincită ca Holbina Trebibani se datorează sau e cauzat de braconaj și de măsurile total anti-restrictive. Ar trebui să le dați un premiu celor de la Holbina Trebibani pentru păstrarea știucilor de acolo, pentru că e posibil ca de acolo să fie nevoie să luăm știuci, să repopulăm delta. Exact, la un moment dat. Mai ales că n-am vorbit de poluarea biologică a Deltei Dunării, dar luăm o pauză de publicitate. Suntem trei guvernatori pe fir și unul dintre cei mai importanți ghizi ai Deltei Dunării din Tulcea, Iliuță Goian. Hai la Liviu în bârlog ca să fie dialog. Suntem două, trei românii în România, cel puțin. Dacă nu cumva 18 milioane care și au și n-au dreptate. Cine îi pune pe toți oamenii ăștia la o masă? Cineva care crede doar în dialog, nu în like-uri. A treia cale, emisiunea celor care vor să se împace la berea de după. Cu Liviu Mihaiu. Doar joi, numai la noi. Hai la Liviu în bârlog ca să fie dialog. Berea artizanală Bârlog, o gură de altceva. Din Cluj-Napoca, pentru toată țara. De ce să fii black doar o dată pe an, când poți să fii pink în fiecare zi? Comandă-ți gratuit cardul Avanpost până pe 31 decembrie 2021. Ai taxa de administrare zero toată durata de viață a cardului și te duce și departe cu premii în valoare de 10.000 de euro. Detalii pe librabank.ro/mai departe. Pink is the new black. Avanpost Radio Guerilla. Black Friday în fiecare zi, nu doar de Black Friday. Fujitsu Notebook Livebook U9311X. Cel mai sigur și ușor laptop de business. Ți-ai dorit un companion de călătorie ușor și elegant, dar și robust și rezistent, animat de cele mai bune intenții, dar și de un procesor Intel Core V-Pro de generația a 11-a? Ți-ai dorit un companion de călătorie ușor și elegant, dar care nu face compromisuri la performanță și mobilitate, cu o baterie care te ține toată ziua, dar și cu conectivitate 100% 5G? Ți-ai dorit un companion de călătorie ușor și elegant, dar care să se dea 360 de grade peste cap, să se transforme din laptop în tabletă, cu securitate biometrică, dar și cu design premium? Foarte bine, pentru că el există. Fujitsu Notebook Livebook U9311X. Cel mai sigur și ușor laptop de business. Ridicați ștacheta cu dispozitivele Windows 10 Pro moderne. Secom.ro, dar și în magazinele Secom din țară, ai 10% reducere instant la plata cu cardul bancar Radio Guerilla. Pentru mai multe lucruri bine făcute în România, intră în aplicația Avanpost Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Viața ar trebui să fie freshful, cumpărăturile să vină singure la tine, iar tu să te bucuri de restul. Când tu pregătești nopți albe, noi pregătim pâini calde pentru a doua zi. Și când toată cafeaua e dusă, noi aducem comanda la ușă, cu orice vrei tu, din orice categorie, așa cum trebuie să fie. Descarcă Freshful by EMAG sau intră pe freshful.ro și fă prima comandă. A treia cale cu Liviu Mihai. Băi, tu nu mai ți-ai luat-o de mult? Ne-am întors în direct cu guvernatorul Virgil Munteanu, guvernatorul Mălin Mușătescu și guvernatorul Liviu Mihaiu. Să vă zicem câteva lucruri mai... Să știți că avem și lucruri mai tari decât astea pe care le-ați auzit. Să nu aveți impresia că nu știm lucruri și mai tari. Adică, sigur, n-am apucat eu. Atunci când am fost guvernator, n-am ieșit să-ți mult, că n-am așa atunci când
prinzând braconier la curent electric, s-a scos maceta la mine, eu fiind guvernator, și noroc că am avut om cu pistol lângă mine care a pus pistolul în cap. Deci am trăit chestia asta. Să știți că în Balta acolo e cam cam filme, să știți. Dar nu v-am spus toate lucrurile astea ca să nu credeți că mă dau mare. Uite, acum mă dau mare. Înțelegi? Liviu, bun, te ascultăm. Haideți să trecem la... Să revenim la problemele de fond ale Deltei. Te rog, Mălin. Trebuie știut că avem niște mii de oameni în Delta Dunării, localnici. Nu toți sunt braconieri. Deci avem o majoritate de oameni ok, care înțeleg Delta și care o respectă, și avem o minoritate de haiduci care fac legea. Majoritatea se teme de acești haiduci, pentru că să știți că în Delta se dă foc la casă. Dacă ai dat în gât un braconier electric, o să vezi că ți-ar de întâi cotețul de la găini, după aia sunt case cu mult stuf. Asta se întâmplă în Delta. Până acum n-a putut nimeni să îi pună cu botul pe labe pe acești ticăloși care distrug Delta. Încă n-au putut, n-au vrut. Ei pot fi puși la punct în 6 luni, dar trebuie să te ajute Ministerul de Interne, Ministerul Mediului, trebuie să te ajute SRI-ul cu informații, trebuie să funcționeze acel vestit comitet antibraconaj condus de prefect și secundat de guvernatorul Deltei, nu doar în ședințe de alea de semnat hârtii, ci și în fapte. Sunt foarte multe construcții ilegale, fără niciun fel de document, case, pensiuni făcute din braconaj. Credeți că a venit vreodată inspectoratul în teritorial, în construcții, să le dea amendă sau să-i oblige să-și dărâmele casele pe care n-au cum să le demonstreze că le-au făcut? Nimeni, niciodată. Eu când le-am spus chestia asta, i-a buvnit râsul. Numai că să ne ducem noi în Delta la oameni să le spunem că i-a buvnit râsul la propriu. Liviu, Virgil este probabil singurul guvernator care a reușit să demoleze acele așa zise adăposturi pescărești, care sunt de fapt case în toată legea. El și-a și luat mult după treaba asta. Dar vă rog să mă credeți că m-am dus și eu cu mult aplomb și am zis, am găsit casă cu termopane care era trecută ca adăpost pescăresc. Fermă cu 6.000 de metri îngrădiți, era adăpost pescăresc. Și am zis, gata, le dărâmăm. Și după care au început oamenii care știau mai bine ca mine legile și mi-au spus foarte clar, când a făcut Virgil acel heirup cu acele adăposturi, era altă lege. Acum legea nu-ți mai permite ca tu, guvernator, cu rezervația să demolezi clădiri. Exact. Există instituții abilitate, există un păinjeniș atât de mare încât efectiv orice guvernator care începe în mandatul lui o chestie de genul ăsta, să curețe Delta, sunt peste 300 de adăposturi de genul ăsta, nu termină în mandatul lui, probabil că nici nu poate să înceapă această curățare a Deltei. Cel care va veni după, care e pus, să zicem, politic, nu va îndrăzni să dea cu bățul în viespar, pentru că adăposturile astea sunt într-adevăr viesparul. Astea, vacile, bărcile, și aici e un lucru foarte important. Virgil a pierdut oarecum legătura cu Balta, că fiind la Bruxelles acolo are big picture, vede imaginea mare, dar nu... O vede prin Google Maps. Exact. Este vorba despre managementul deșeurilor, care este absolut catastrofal. Am încercat cu toți. Catastrofal. Da? Eu am găsit în Mila 23 groapă de gunoi în japșa de peste gârlă. De ce? Nu că sunt oamenii răi, pentru că e un tractor care are o remorcă care se umple imediat și care pleacă cu gunoiul la Mila 18. Vin oamenii cu saci în cârcă dimineața, nu mai e tractorul acolo și au varianta 1. Da. Să ducă acasă gunoiul. Știu, sau să... Care mai e situația acestui sistem integrat? Gunoiul la Mila 23. Te rog, primarul de acum, Silviu Rahău, a adus niște containere în capătul satului, care sunt luate regulat. Deci asta s-a rezolvat. A rezolvat-o Silviu în
prima lună de mandat. Deci nu se mai aruncă gunoiul peste gârlă. Nu fac statuie vreunui om politic, dar să știți că Silviu chiar a rezolvat niște probleme. Cu apa menajeră s-a rezolvat ceva, Ilie, sau tot din fose direct în Dunăre să dă? Ca peste tot în delta, din fose direct în Dunăre. Nu este o problemă de acolo. Dar problema asta, să știi că nu pleacă de la oameni. Problema asta pleacă de la incapacitatea autorităților de a rezolva aceste probleme la timp. Adică Consiliul Județean e o problemă. Nu, aici nu e Consiliul Județean, aici sunt primăriile. Nu. Fiți atenți, primăriile sub cine sunt? Există scurgere în Mila 23 nefuncțională. Pe asta, hai să vorbim. Povestea. E o poveste foarte interesantă. În Letea nu poți să autorizezi nimic pentru că nu există. Vorbim de satul Letea, nu de pădure. Da. Poți să autorizezi niciun business pentru că nu există apă curentă în 2021. Imediat suntem în 2022. Bun, deci Mila 23 are rețea făcută cu bani europeni, numai că nu e funcțională. De ce? Pentru că magistrala care preia toată apa asta de la gospodării este o țeavă mare băgată în dig, care este deasupra satului, evident, și care în proiect nu a avut și niște pompe care să tragă apa din... Evident că lucrurile au rămas de ani de zile așa, sunt bani europeni băgați acolo, dar nu funcționează nimic. Am înțeles că pe la Crișan... Funcționează construirea de centre de informare noastră, cum ți-a zis. La Crișan, la fel, sunt probleme cu filtrarea apelor reziduale și așa mai departe, lucruri care nu se mai pot... Deci Delta Dunării în continuare o ladă de gunoi, pentru că Consiliul Județean, împreună cu ARBDD-ul, că e un proiect pe care eu l-am operat, nu a reușit nici până astăzi, suntem în 2021. Eu am fost guvernator 5 luni, în 2008-2009. Nu a reușit nici până astăzi să-l facă. De asta am sunat-o și pe Atena Groza, să o întreb să ne upgradeze cu situația la zi a proiectelor, dar este încă în ședință la Ministerul Fondurilor Europene, o să mai facem emisiuni din astea. Deci, totuși, ceea ce trebuia protejat prin a nu otrăvi Delta, nu e în interesul marilor mafii, pentru că interesul marilor mafii vorbește prin Consiliul Județean și prin ARBDD. Ca să fie foarte clar. Te rog, Virgil. Aș vrea și eu, dacă îmi permiteți. Am o observație, pentru că înainte de pauza de publicitate ați atins un subiect privind calitatea celor de la ARBDD. Calitatea funcționarilor de la ARBDD este extrem, și mi-a spus ce spun, de deteriorată. Eu aș dori să se facă o retestare pe posturi a acestor angajați de la ARBDD, pe lângă interesele lor, de care ați vorbit dumneavoastră, pe lângă legăturile lor personale pe care le au cu tot felul de marcuri. Și n-am vorbit încă decât 10%. Exact. Deci este vorba de o lipsă de profesionalism crâncenă la nivelul administrației rezervate a unei instituții de stat. Acest lucru însă se leagă de altceva. Se leagă de o politizare a resursei numărul 1 pentru deciziile administrației rezervației. Vorbesc de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării, din Tulcea. Cu care actualul guvernator e în scandal la ora asta, să nu... Acest institut ar trebui să ofere bazele științifice pentru deciziile care se iau. Pentru că ați atins subiectul șacarilor din Delta Dunării, vreau să vă spun că singurul studiu absolut excepțional făcut despre studiu științific, făcut despre șacalii din Delta Dunării, nu este făcut de Institutul Delta Dunării din Tulcea, ci este făcut de un român pe care îl cheamă Ovidiu Banea, care lucrează, e profesor de biologie la Universitatea din Reykjavik, din Islanda. Da, asta vreau și să care spun și a venit ani de zile, și a studiat șacalii în șacalul auriu, Canis aureus, în rezervația biosferei de Tatunării și a publicat un studiu excepțional care ar putea sta la baza tuturor măsurilor care se iau pe această specie mult, discutată. Virgil, e de bine sau de rău ce zice el acolo? Că dacă e de bine, nu o să-l asculte nimeni. Nu, e de corect. Păi nu, eu vi-l pot trimite, acest studiu l-am în fața mea, vi-l pot trimite. Este un studiu
științific în cele... Atenție, a făcut-o pe cheltuia de banii lui personal. A venit cu colegii lui, a venit în Delta și a stat și a urmărit evoluția populațiilor de șacali în diverse zone. Asta am făcut între instituții. Instituții. Da? Pe vremea când eram guvernator, trebuia să fac un studiu de evaluare a peștelui din Delta Dunării. Asta am vrut și eu să fac și n-am reușit. Niciunul n-am reușit. Pe de altă parte, am mai vrut să fac un studiu care era atașat, anexat acelui studiu de evaluare a resursei piscicole, și anume cât de toxicificat este, deci ce substanțe toxice poate conține peștele din Delta Dunării. Și pentru că nu am avut încredere în INCDD, care nici el nu vrea să supere mafiile legate la minister, la Ministerul Internei și la Consiliul Județean, am zis să luăm un institut norvegian. Ca să facă ăla. Deci, ce spui tu cu Reykjavik-ul pe subiectul evaluarea impactului negativ al șacalului asupra faunei terestre a Deltei Dunării? Eu vreau să fac pe pește. N-am reușit pentru că acolo majoritatea instituțiilor se opun tuturor măsurilor de protecție și evaluare corectă a resursei. Altă mare resursă neexploatată, și știm cu toții asta, cea mai neexploatată resursă este stuful. Exact. De exemplu, care iarăși nu sunt făcute investiții pentru că nu avem oameni competenți să finanțeze genul ăsta de fabrici, de brichete de stuf, da, care o afacere 100% curată. Esențial. Da. Competență. Oamenii nu se pricep decât să construiască centre de informare. 13 centre de informare, din care șeful Consiliului Județean, să-și, fost inginer constructor cu firmă de construcții, să-și trimită clienții să le construiască ca să mai iasă un 50.000 la sacoșă, ca să o dăm pe șleau. Trebuie să vedem centrele care există, în ce stare sunt, pentru că eu am găsit unul la Sfântul Mării, care se scufundă. Se scufundă, părăsite, făcute și părăsite, ca, exact ca bursa peștelui din Tulcea. Exact asta se întâmplă, că dacă ar folosi... Pentru că sunt firme care asta fac, fac la mișto lucrare, da, că e decolmatare, că e centru... A, decolmatări false? A, pe hârtie. Hai să zicem pe jumate. Asta, nu, sau pe jumate. Eu am găsit dirigintele de șantier care în toate ședințele, când eu mă certam cu... Trebuia să dau niște bani. Eu nu eram la implementare, dar mi-a venit rândul la plată și m-am dus și am văzut că nu sunt actele în regulă. Ei bine, cine ținea partea celui care a decolmatat? Fix dirigintele de șantier. Dirigintele de șantier care era a rezervației, care era plătit de noi. Și ușor, ușor mi-am dat seama că dirigintele de șantier ține cu ursul, nu? Nu ține cu cine trebuie. Asta ți-am zis, eu am găsit directori acolo care au schimbat zeci de guvernatori și care sunt inamovibili și care își construiesc la ora la care vorbim pensiuni de sute de mii de euro, care luau partea braconierilor în ședință și mai ales în afara ședinței. Atenție! Mai ales în afara, că în ședință o luau de față cu mine, deci nu mergea. Dar în afara ședinței au făcut-o. Deci cine sunt cei mai mari dușmani naturali ai Deltei? Oamenii. Cine sunt oamenii care sunt dușmanii naturali ai Deltei? Localnicii. Ca să vă vintre bine în cap că localnicii nu sunt niște sfinți, niște victime ale exploatării. Nu! Localnicii Deltei Dunării sunt cei mai privilegiați cetățeni ai României. Nimeni din România n-are dreptul să scoată pe zi câte kilograme mălin? 5. 5 kilograme gratis 30 de zile. 150 de kilograme moca. Nu există asta în Mureș, în Oaș, în Zimnicea sau în alte rezervații, Liviu, naturale. Nu toți, deci, nu toți sunt braconieri. Deci când i-auziți pe oameni ăștia că se plâng... Perci, Liviu. Cum? În orice pădure te poți duce să culești ciuperci. Nu-i chiar așa. Nu-i băga pe toți. Nu sunt toți așa. Dar nu sunt toți. Eu vorbesc de dreptul ăsta. Sunt privilegiați. Au subvenționat curentul. Au subvenționat pescuitul. Au subvenționat tot. Nu fiscalizează nimic. Stai că... Sigur că le luăm... Sunt câțiva care își fac de cap cum vor. E adevărat. Sunt câțiva
care au pus umărul intens la puternic de tot. Acești câțiva distrug viitorul celor mulți de acolo. Asta da. E ideea. Și cei mulți da. Nu iau nicio atitudine împotriva lor. Aici, pentru asta îi acuz. Pentru că nu vor să vină împreună cu cei care încearcă să facă. Nu mai ascultă de pescarii bătrâni, cum ascultau pe vremuri, când balta era împărțită între comunități. Și un pescar tânăr care vrea să-și ia motor de barcă, motor cicletă sau să se ducă la Sulina la discotecă, pe el interesează să scoată din apă acum 20-30 de milioane. Acum din apă să scoată. N-are un șef al statului, cum era pe vremuri, să-i spună... Ce efort a făcut vreun guvern în ultimii 30 de ani să le dea o alternativă acestor oameni? Nimic. Păi n-a putut să facă, eu am... Pentru că... N-a putut. Să fim, deci să fim foarte corecți. O alternativă pentru oamenii de acolo, Ilie, o alternativă pentru oamenii de acolo ar însemna moartea cherhanalelor. Da? Despre asta e vorba. Alternativă oamenilor și braconajul se va opri. Da, da. Pentru că turism, Banca Mondială, știe și Virgil, astea sunt studii de zeci de ani. Da? Alternativa pentru excesul de pescuit este turismul sustenabil, adică acolo unde un barcagiu localnic ajunge să ia pe oră 2 milioane de lei pe oră sau poate 50 de euro pe oră, 50 de euro pe oră, care este, înseamnă mult mai mulți bani decât ar putea scoate el din pește vânzând caras cu 3 lei. Eu aș adăuga la dușmanii Deltei și publicul și vă spun și de ce. Pentru că am văzut foarte mulți turiști care efectiv dau un ban în plus la barcagiu să-i ducă să filmeze cu telefonul păsări din viteza bărcii. Da, aici ține de decât localnicii. Ține da, de educație da. Și să știți că foarte multe posturi de televiziune merg pe direcția asta. Distracție, frate, e cool, e tare, mergeți cu barca, uite ce frumoasă e Delta. Și îi îmbie pe spectator să meargă acolo. Ei bine, păi nu te supăra, și în televiziunile tot atâta cultură există cât și la oamenii. Eu cred că și publicul ar trebui un pic atenționat, să nu mai susțină genul ăsta de turism și să înțeleagă că vor vedea Delta dintr-o barcă mică, care nu face zgomot și care merge încet și vor reuși să asculte, să vadă ceea ce înseamnă publicul Delta. Publicul se educă prin lege, prin amendă, prin instituții puternice. Adică, cum am vorbit câteva sute de ani și Liuță știe, rangerul care vine în America, pe baltă, se uită la ecusonul tău de pescar plătit în piept, că dacă nu l-ai în piept, ți-ai luat amendă pe loc, dacă l-ai în buzunar. Trebuie să l-ai în piept. Deci, dictatura legii într-o rezervație trebuie să fie prevalentă. Iar rangerul trebuie să fie privat, nu trebuie să fie polițistul de la frontieră care braconează cot la cot cu cei mai mari braconieri, care închid canalele de la un cap la altul cu bărcile de frontieră ca să ia peștele, care vămuiesc pescarii și le smulg sacii de pești. Deci instituțiile statului sunt instituții mafiote. Vreau să vă dau un singur exemplu. De pildă, eu când am plecat de la rezervație, cam cu o lună înainte, am călcat pe un mușuroi de furnici. Și mușuroiul ăsta însemna vaci duse la păscut în zonă strict protejată. Aoleu, alt subiect. 500 de vaci într-o zonă strict protejată. Toate vaci cu numere pe urechi, da. Vaci care primeau bani europeni prin subvenții. Când m-am când m-am dus la Jurilovca și am explicat treaba asta, că trebuie să scoate imediat vacile de acolo, primarul a zis că el nu scoate nicio vacă de acolo, să vin să mă înțeleg cu localnicii. Ei bine, ei nu s-au așteptat, m-am dus acolo la ei și până la urmă să știți că localnicii au înțeles și au zis, da, domne, sigur că da, le scoatem de acolo, pentru că le-am explicat. Apia, dacă dă bani pentru pășunat în zonă strict protejată, asta înseamnă deturnare de fonduri. Exact. Și au înțeles imediat și au zis, da, da, dați, păsuiți-ne până în septembrie, că acum e plajă plină de turiști și noi numai pe la plajă de la Gura Portiței putem să le scoată. Și am zis, ok, și au și semnat o hârtie, deci oamenii au înțeles. Am plecat de la rezervație, hârtia aia a fost ruptă, probabil, pentru că, ce a urmat, pentru că n-au scos vacile nici la ora asta. Virgil, te rog să-mi spui și mie, cum se numește
pășunatul cu vaci într-o zonă strict protejată. Așa, după părerea ta. Infracțiune. Da, este infracțiune. Infracțiune. Dacă infracțiunea asta are în spate și bani europeni, cum se mai numește? Cu atât mai grav, asta este o culpă în plus. Sigur, cu bani europeni returnați și așa mai departe. Există o întreagă procedură pe asta, sigur. De ce? Tu, Virgil, spui că banii de la Bursa Peștiului vor fi returnați? Indiscutabil, eu pot să dau un scris acum. Păi asta e breaking news, ca să zic așa. Înseamnă că tu-i de la Bruxelles știi lucrurile pe care noi nu le știm. Dar cineva se aștepta ca acest cartof fierbinte să fie acceptat și înghițit până la urmă de decidenți? Totuși. Da, corect. Publicitate și revenim cu Mălin Mușetescu să ne luăm la revedere, pentru că se termină emisiunea cu Virgil Munteanu și cu Iliuță Goian pentru ultimele cuvinte. Hai la Liviu în bârlog ca să fie dialog. Suntem 2-3 românii în România, cel puțin. Dacă nu cumva 18 milioane care și au și n-au dreptate. Cine îi pune pe toți oamenii ăștia la o masă? Cineva care crede doar în dialog, nu în like-uri. A treia cale, emisiunea celor care vor să se împace la berea de după. Cu Liviu Mihaiu. Doar joi, numai la noi. Hai la Liviu în bârlog ca să fie dialog. Berea artizanală Bârlog, o gură de altceva. Din Cluj-Napoca, pentru toată țara. La Dorna Zile Ușoare îți prezintă Povești ușor de digerat. La Dorna Zile Ușoare este laptele fără lactoză care te ajută să te bucuri din plin de fiecare zi, fără grijile specifice intoleranței la lactoză. Spune-ne povestea ta ușor de digerat și poți câștiga zilnic un coș cu produse la Dorna Zile Ușoare și un aparat de spumare a laptelui. În fiecare zi în gherila de dimineață cu Dobro, Gilda, Badea și Matei. Să avem dimineți mai ușoare cu La Dorna Zile Ușoare. Mi-am luat creditul ING foarte personal ca să-mi cumpăr pentru sufragerie, pe comandă, cu suport de mini palmier și un mic cu extras clipici pentru curte, ca să se joace aia mică. Faci ce vrei cu banii. Nu trebuie să ne spui și nouă. Ia-ți creditul ING foarte personal, cu dobândă fixă între 6,19 și 10,69% pe an și banii pe loc. Hai pe ing.ro sau în orice ING office. Cu toții avem momente de introspecție la final de an, în care ne gândim atât la ce ne-a ieșit, cât și la ce nu. Poate mai mult la ce nu. La ultima ediție a F Nights Bucharest pe 25 noiembrie, începând cu ora 7 seara, descoperi cum 4 speaker remarcabili au trecut peste provocările din cariera lor și le-au transformat în lecții valoroase. F Nights Bucharest, volumul 11, se desfășoară online în limba română. Mișcare globală desfășurată în peste 320 de orașe. Eveniment organizat de Define PR. Plăcut de Radio Guerilla. Poliția Memoriei, de Yoko Ogawa, este una dintre marile distopii recente, o revelație prin traducerea în engleză din 2019. Pe insulă, ceva nu este în regulă. Rând pe rând, lucrurile încep să dispară și, odată dispărute, încetează să mai aibă vreo semnificație în mintea locuitorilor. Poliția Memoriei este o carte care ne face să vedem lumea diferit, o capodoperă ce poate fi citită ca fabulă, alegorie sau avertisment. Poliția Memoriei, de Yoko Ogawa, roman publicat la Humanitas Fiction, citit de Radio Guerilla. RadioPeople.ro. Să simți, să asculți, să te lași iubit. RadioPeople.ro. Haine din inimă, autentice ca un radio bun. Din inimă pentru oameni la fel. RadioPeople.ro. Este avanpost Radio Guerilla. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. A treia cale. Cu Liviu Mihaiu. Sangria Concilie. Trei guvernatori în direct și trebuie să fie și al patrulea care e în funcție, da, e la Ministerul
fondurile europene și are o ședință lungă în aptul să intre. Ar fi fost și mai interesant cu 4 guvernatori în direct, unul care se află pe scaun și care știe foarte bine, și doamna Atena Groza, cam ce pericole opasc astăzi în Delta Dunării și cum RBDD-ul este cel mai mare inamic al județului Tulcea, așa este privit atât de localnici cât și de instituțiile de acolo. Virgil Munteanu, Mălin Mușetescu, Liviu Micaiu și Iliuță Goian despre, cu sinceritate, despre marile probleme ale Deltei. Sigur că n-am discutat foarte multe lucruri, adică discuția poate dura încă 3 ore asta, bine ca să știți că n-am discutat foarte mult. Cam ce n-am discutat, Iliuță, Virgil? Că poate îmi scapă mie acum, am fierbântat fiind. Sunt foarte multe nediscutate, ți-am spus. Pe mine mă interesează strict partea de turism, pentru că acolo mă lovesc de foarte, foarte multe probleme, de această interferență a RBDD-ului în turism și de a acorda autorizații bărcilor rapide să intre peste tot în delta, dar interzicând pur și simplu turele cu caiace prin interzicerea campatului în delta. Cred că ar trebui să aibă niște reguli care să permită turismul ecologic, turismul sustenabil, și să controleze mult mai drastic oamenii care își bat joc de această... Dacă n-a reușit Ivan Pațaichin, cât a fost în viață cu asociația Mila 23, Ivan Pațaichin, în care ești, eu, dacă mă duc, atunci aia, cine să reușească? Sunt amendat. În schimb, dacă te duci vara la orice oră din zi și din noapte pe canalul Șontea, ai să găsești sute de, așa zis, pescari intrați cu mașinile până pe malul canalului Șontea, care stau cu cortul acolo, care lasă tone de plastic, care au în permanență pește sub măsură în juvelice și pe care nu-i deranjează nimeni. Deși sunt în drumul tuturor, sunt în văzul tuturor, nimeni nu-i deranjează. De ce? Virgil Munteanu, te ascultăm, că e ultima tură de... Da, deci... Eu cred că, sigur, e mult de vorbit. Delta Dunării s-a trecut prin multe încercări care și-au pus pe acest teritoriu, dar nu a fost niciodată afectată cum este astăzi. Este, de fapt, ceasul al 12-lea. Dacă nu se va face ceva, va veni sfârșitul. Și vreau să închei cu un citat, cu ghilimele. Este următor, foarte scurt. Dacă natura nu mai poate susține cele mai de bază nevoi ale noastre, atunci o mare parte din restul civilizației se va prăbuși rapid. Aceste cuvinte au fost spuse de David Attenborough, unul dintre cei mai mari jurnaliști de natură din lume, într-un discurs din 24 februarie 2021 în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Da, l-am văzut. Asta este. Asta se va întâmpla. Săracul Attenborough se chinuie de peste 50 de ani. Așa cum Jacques Cousteau s-a chinuit înaintea lui încă 50 de ani. Da. Întrebarea e, ce a făcut Attenborough pentru... pentru pescarul din Delta Dunării. Ce a făcut? El știe adevăratele probleme ale pescarului din Delta Dunării. Da, Mălin. Da. Eu vreau să atac un subiect foarte rapid, despre care n-am vorbit mai deloc. Apropo de pescuitul la ștucă în incinte, sunt o grămadă de hateri care spun: da, voi mergeți și faceți pescuit în incinte, invidioși, că acolo invidioși există pește. Da, mergem în incinte pentru că incintele sunt la ora asta un fel de rezervație în rezervație. Nu numai pentru pește, ci și pentru păsări și pentru biodiversitate. De ce? Pentru că acolo nu există plase, acolo peștii sunt lăsați în pace. Se pescuiește în regim catch and release. Vorbim de mii de hectare de apă, ape absolut naturale. Nu există această opoziție artificial versus natural. Că vezi, doamne, cei din astfel locuri îngrădite pescuiesc în ceva artificial. La Holbina sunt peste 1000 de hectare, da? Și în celelalte incinte sunt sute și sute de hectare. Aproape 1400 de hectare, da. Nu mai mergem să filmăm foarte des în afara incintelor când vorbim despre ștucă, pentru că ștuca a fost decimată. Eu când am impus acel catch and release la pescarii sportivi, la ștucă, am fost foarte înjurat de confrații mei, până la urmă am înțeles
că e bine și că știu că s-a dezvoltat. Cu asta închei aici. Deci nu e nicio rușine să pescuiești într-o incintă și a pescui într-o incintă nu înseamnă neapărat că îi faci o publicitate sau că pescuitul e catch and release. Noi practicăm asta de zeci de evident, ani. Evident, și natural tot catch and release. Deci cam asta ar fi eu, despre... Singura soluție pentru a salva Delta este să fiu eu prim-ministru, să pun cu mâna mea președintele Consiliului Județean, guvernatorul, șeful poliției, șeful parchetului din Turcia, cam toți ăștia trebuie să-i pun eu ca să avem o șansă să facem ceva și să scăpăm de inamicii natural și nenatural și de mafiile din Delta Dunării. Sigur că eu am stat 5 luni guvernator și am avut un sprijin al poliției pe vremea aia, în 2008, când era un alt aer. Să vedem ce se va întâmpla de acolo. Doamne ajută, noi suntem pe post și numai pe post vom și fi și în stradă dacă cumva Delta Dunării va fi într-un mai mare pericol decât este, adică dacă va fi în al 13-lea ceas. Mulțumesc Iliuță Goian, mulțumesc Mălin Mușetescu, mulțumesc Virgil Munteanu și poate o prindem data viitoare și pe dacă mai stă în funcție, că e singura useristă pusă de USR care mai e în viață la ora asta din tot, din toată administrația. Dacă o mai prindem în viață pe guvernatoarea Atena Groza. Dacă mai stă, începe să bată la ochi, adică... Da, da, ceva... exact, să nu cumva să fraternizeze, dar nu cred că e cazul aici, că am auzit lucruri bune despre integritatea ei. Noi ne auzim joia viitoare la A Treia Cale, unde vom avea iarăși un event invitat, surpriză, mega, aș putea spune, nu-i dezvălui numele, că uitați, aveți o memorie scurtă de știucă, adică de 3 minute. A Treia Cale. Vă doresc tot binele din lume, chiar dacă nu ne rămâne mai puțin. Hai la Liviu în Bârlog ca să fie dialog. A Treia Cale. Emisiune prezentată de berea artizanală Bârlog, o gură de altceva. Din Cluj-Napoca pentru toată țara.